Hoții de carburanți au dat iama în mașinile firmei de salubrizare a orașului. Patru tineri cu vârste cuprinse între 19 și 27 de ani sunt bănuiți că la finele lunii trecute și începutul acestei luni au sustras în repetate rânduri combustibil din mașinile de salubrizare. Cei doi au fost prinși de polițiști în cursul dimineții de miercuri în trafic în județul Brașov. În mașina în care se aflau cei patru au mai fost descoperite și două catalizatoare despre care se bănuiește că ar fi fost sustrase din autoturisme parcate în Făgăraș. Prejudici Serviciul creat de tinerii care au reușit să sustragă aproape o tonă de combustibil se apropie de 7.000 de lei. Pentru faptelor, băieții au fost reținuți, iar în cursul zilei de joi au fost duși în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. La data de 11 octombrie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut patru sibieni cercetați penal sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de furt calificat în formă continuată. Cei patru bărbați sunt bănuiți că ar fi sustras combustibil din autovehiculele parcate în curțile a două societăți comerciale din municipiul Sibiu, dar și două catalizatoare de pe două autoturisme parcate în municipiul Făgăraș din județul Brașov. În baza aprobatorului administrat, față de cei patru bărbați, s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați unității de parchet competente în vederea aplicării unei măsuri preventive. Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Sibiu, sub supravegherea parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, în vederea identificării și documentării întregii activități infracționale a persoanelor în cauză. Sibiu a reconfirmat și cel de-al doilea caz de West Nile. Este vorba despre o femeie de 44 de ani care a fost tratată la Spitalul Județean. Reprezentanții Institutului Național de Sănătate Publică spun că din iunie, de când s-a început monitorizarea cazurilor și până în prezent, au fost confirmate în întreaga țară un număr de 75 de cazuri de îmbolnăvire cu West Nile. Alte șapte cazuri sunt catalogate ca probabile fiind vorba despre persoane care fie au călătorit în zone de risc, fie au stat în preajma unor persoane infectate, iar ulterior au prezentat simptome. În Sibiu avem până la momentul de față două confirmări în ceea ce privește virusul. Din cele peste 70 de cazuri tratate în spitalele din țară, 10 s-au soldat cu deces. Unul dintre ele a fost înregistrat la Sibiu. Victima a fost o femeie de 73 de ani care s-a internat cu meningită, dată de virusul West Nile, și care, din păcate, nu a mai putut fi salvată de medicii sibieni. Cele mai multe decese s-au înregistrat în Ilfov și Dolj, iar cele mai multe cazuri de îmbolnăviri au fost raportate în București, Satu Mare, Galați, Dolj, Brăila și Ilfov. Infecția cu virusul West Nile se transmite prin mușcătură de țânțar și de cele mai multe ori este asimptomatică. În unele cazuri însă aceasta poate da febră, dureri de cap, dureri musculare, vărsături, diaree și erupții cutanate. Una din 150 de persoane poate dezvolta după infectare boli grave, cum ar fi meningita sau encefalita. În cazurile grave, simptomele sunt febră mare, dureri de cap, rigiditate a gâtului, convulsii, slăbiciune musculară, amorțeală și slăbirea vederii. Boala poate afecta persoane de orice vârstă, însă vârstnicii persoanele cu diabet, bol de rinichi ori de inimă sunt mai predispuse acestor riscuri. Încă o dronă folosită în conflictul armat lansat de Rusia împotriva Ucrainei a aterizat pe teritoriul țării noastre. De această dată se pare că este vorba despre o dronă care purta și explozibil. Reprezentanții Ministerului Apărării spun că în zona unde a căzut aparatul de zbor a fost descoperit și un crater. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar drona nu a atins zona locuită. A căzut într-o zonă cu vegetație, în apropiere de brațul Chilia, în proximitatea localității Plauru din Tulcea. Rusia a atacat din nou noaptea de miercuri spre joi porturile ucrainene. Atacurile au început în jurul orei 23.20, moment în care oamenii din anumite zone ale Tulcei și Galațiului au primit mesaj de informare. Atacul a încetat în jurul orei 1.40, în data de 12 octombrie. Craterul unde a căzut drona a fost descoperit în dimineața zilei de joi, la ora 5. În jurul orei 5, echipele din teren au raportat descoperirea unui crater de dronă, cu posibilă explozie la impact într-o zonă cu vegetație, aflată în apropierea malului drept al brațului Chiria, la aproximativ 3 km vest de localitatea Plauru. Au fost luate măsuri de securizare a zonei și au fost notificate structurile competente pentru ridicarea probelor și desfășurarea investigațiilor conform procedurilor. Forțele MAPN vor continua misiunile de monitorizare a spațiului aerian și de cercetare în zonele în care pot să apară riscuri ca o urmare acestor situații, spun reprezentanții MAPN, care condamnă cu fermitate atacurile executate de Federația Rusă împotriva obiectivelor de infrastructură civilă din porturile ucrainene de la Dunăre toamna se numără locurile de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în ultima vinere acestei luni o nouă ediție a Bursei Locurilor de Muncă. Evenimentul care facilitează întâlnirea viitorilor angajați cu angajatorii se va desfășura cu un comitent în Sibiu și Mediaș. Agenții economici care sunt în căutare de forță de muncă sunt așteptați să își anunțe participarea la evenimentul organizat de AGOFM Sibiu. Participarea atât a angajatorilor cât și a celor aflați în căutarea unui loc de muncă este gratuită. 27 instituția noastră organizează bursa locurilor de muncă în Sibiu și în începând cu ora 9. La Sibiu, bursa se desfășoară la cercul militar, iar în Mediaș, la Casa Șulă. Participarea la bursă este gratuită, iar persoanele interesate se pot adresa pentru informații suplimentare atât agenției din Sibiu, cât și agenției locale. Participanții la bursă vor avea ocazia de a recruta direct, fără intermediari, profesioniștii de care au nevoie. De obicei, la acțiunile organizate de către AGOFM pentru înlesnirea ocupării posturilor vacante, numărul locurilor de muncă oferite variază între 500 și 1500, așa că cei aflați în căutarea unui loc de muncă vor găsi cu siguranță ceva conform pregătirilor. În momentul de față, angajatorii din tot județul au disponibilă un număr de peste 1600 de posturi vacante. Majoritatea se adresează persoanelor cu studii medii. Arteziana de pe Mihai Viteazul înfrumusețează din nou orașul. Aceasta a fost repusă în funcțiune după un amplu proces de modernizare. Va rămâne funcțională până la apropierea sezonului rece atunci când toate cele 14 fântâni arteziene din oraș vor fi oprite. Fântâna arteziană din piața Aurel Vlaicu a fost repusă în funcțiune după lucrări de modernizare. Aspectul acesteia este acum îmbunătățit, dar mai ales funcționalitatea este mai bună, astfel că sibienii se pot bucura inclusiv de spectacolul de lumini pe care îl oferă fântâna pe noapte. Construit acum aproape 20 de ani, fântâna a fost complet refăcută atât ca structură cât și ca design. S-a amenajat un bazin nou circular cu diametru de 16 metri. În interiorul acestui bazin s-au creat alveole în care au fost așezate plante ornamentale. Noaptea fântână este iluminată prin jocuri de lumină colorate care însoțesc jeturile de apă. Și iluminatul public din jurul pântânii a fost înlocuit cu corpuri LED, care consumă mai puțină energie. Investiția a avut o valoare de puțin peste 600 de mii de lei, iar lucrările au fost demarate în Vară. Noua fântână este mult mai mare decât cea inițială. Autoritățile din țara noastră fac verificări după ce în cursul zilei de joi autoritățile israeliene au anunțat dispariția unei persoane care avea și cetățenie română. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe spun că Ambasada României din Tel Aviv este în permanent contact cu autoritățile israeliene în încercarea de a verifica informația. Se pare că românul dat dispărut este un bărbat cu dublă cetățenie română și israeliană stabilit în Israel. Cea care a semnalat dispariția este mama bărbatului care spune că nu-l mai poate contacta. Din păcate, Israel S-a confirmat și decesul primei persoane cu cetățenie română. Este vorba despre un bărbat care luptă în forțele de apărare ale Israelului. Între timp, confruntările dintre palestinieni și israelieni continuă. Explozii se aud atât în Gaza cât și în Israel. După atacurile extrem de sângeroase și actele de terorism comise de Hamas, israelienii așteaptă ordinul de a intra terestru în Gaza. Este vorba despre 300.000 de soldați care au fost deja pregătiți și duși în apropiere de graniță. Conflictul riscă să se extindă la nivel mondial dacă luăm în considerare de faptul că Statele Unite își trimit portavioanele în zonă. Gruparea Hezbollah anunță că va intra în război dacă fâșia gazei este atacată terestru, iar Iranul de-abia așteaptă un prilej pentru a isca un nou conflict.